Sâmbătă, în runda cu numărul 12 din Liga Secundă la fotbal, echipa CS Mioveni va evolua în deplasare cu FC Caransebeș. Argeșenii își doresc cu siguranță să continue parcursul bun din ultima perioadă, așa cum a declarat de altfel și antrenorul Marius Stoica. Nu ne gândim decât la o victorie. Toate jocurile eu o să încerc să le pregătesc pentru a le câștiga, pentru că vedeți și dumneavoastră, continuitatea unor rezultate te poate duce să te uiți cu mândrie pe linia de clasament. Legând 3-4 jocuri, vă dați seama că va fi foarte bine. Noi sperăm să facem acest lucru, sperăm din tot sufletul. În contextul în care Mioveniul evoluează mai bine în deplasare, iar Caransebeșul nu parcurge o perioadă strălucită, echipa lui Marius Stoica poate spera la obținerea cel puțin a unui rezultat egal.